satul Nicula, iar pe vale în sus, în capătul vării, mănăstirea Nicula. Vechea biserică dintr-un lemn. Biserica veche, mult disputată între riturile greco-catolic și ortodox. Înăuntru bisericii se află icoana făcătoare de minuni, asupra cărora vom reveni cu imagini când intrăm înăuntru. În spate este o frumoasă catedrală care are o ținută și o alură deosebită. Aici suntem în Poiana, unde de Sfântă Mărie se adună în peregrinași zeci de mii de credincioși care cântă pricesne toată noaptea. Și astăzi, fiind Buna Vestire, a fost, cred, multă lume la slujbă. După cum Mănăstirea Nicula este situată la aproximativ 7 km de orașul Gherla, spre Fizeșul Gherlei, și la aproximativ 50 de km de Cluj, spre Bistrița, adică înainte de Dej. Este un loc binecuvântat, unde se poate ajunge foarte ușor din Cluj-Napoca, pentru a te odihni, a te relaxa într-o frumoasă zi de după amiază. Interiorul bisericii nu vom comenta. Este Buna Vestire, am asistat câteva fragmente din slujba vecerniei. Este una dintre sărbătorile importante din calendarul ortodox român. Aici, în fundal, avem clopotele, ce probabil vor fi montate în clopotnița noii biserici. Sunt niște clopote impunătoare. Revenim la vechea bisericuță, asupra cărora trecerea anilor și-a pus amprenta. Este o bisericuță insuficientă de încăpătoare, pentru că populația vine acum în aceste locuri. În spate sunt clădirile administrative, iar sus, probabil, este un centru al mitropoliei. Merită să vedeți Mănăstirea Nicula, frumusețile ei, nu doar în sărbători și în praznice, ci pur și simplu când aveți drum în apropierea Clujului sau când aveți drum prin orașul Gherla. Până atunci, vademecum sau marcaj turistic. Să auzim
de bine. Și să vă relaxați.